Duminică, în jurul orei 5, acționând în baza unei informații, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Vama Veche, județul Constanța, au efectuat controlul specific pe sensul de intrare în țară asupra persoanelor aflate într-un autoturism. Astfel, lucrătorii vamale au descoperit ascunse în bagajul personal al unui cetățean român în vârstă de 30 de ani, cu domiciliul pe raza județului Constanța, 60 de flacoane de parfum ce purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, și 122 de grame bijuterii din metal galben, susceptibile a fi aur, nedeclarate și fără a avea documente de proveniență sau autorizație de a efectua operațiuni cu metale prețioase. Persoana în cauză a declarat că a achiziționat mărfurile din Turcia cu scopul de a comercializa în România fără a deține documente legale. Bunurile în valoare de aproximativ 35.180 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, bijuteriile urmând a fi predate la trezoreria Constanța. Polițiștii de frontieră au sancționat contravențional persoana în cauză cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, se arată în comunicatul Gărzii de Coastă.